Miercuri 16 noiembrie, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor a fructificat colaborarea cu compania Signify România și au inaugurat Laboratorul de Inginerie a Iluminatului. La eveniment au participat și au luat cuvântul reprezentanții ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, reprezentanții ai companiei Signify România, în prezența studenților Facultății de Inginerie a Instalațiilor. Ne aflăm în incinta Facultății de Inginerie a Instalațiilor, unde astăzi inaugurăm un nou laborator, de data aceasta de iluminat, și vom sta de vorbă cu domnul profesor conferențiar, doctor inginer Dorin Beu, care este și coordonatorul și inițiatorul acestui proiect. Vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, aș vrea să spun că e o continuare a unei tradiții. Noi întotdeauna am avut un laborator de iluminat. Primul a fost făcut cu Philips, care acum se numește Signify și care acum este adus în sfârșit la zi. E munca de 2 ani de zile pentru a realiza un spațiu care nu numai că este adus la zi, dar conține și sisteme de control și un loc în care studenții pot să experimenteze soluții de iluminat. Soluții de iluminat pentru birouri, pentru săli de clasă, pentru magazine, pentru industrie și pot să vadă felul în care ei pot să lucreze cu iluminatul. Stăm de vorbă cu domnul Răzvan Copoiu, CEO Signify România. Ce pot să spun de că suntem foarte bucuroși că reușim să contribuim și noi cu echipamente către tinerii care vor ajunge la un dat inginer, pe care îi dorim să-i și angajăm, între altele. Și prin acest laborator vrem să fim cât mai aproape de ei, să înțeleagă ce înseamnă tehnologia, să poată să se familiarizeze cu ea și să învețe ce poate fi promovat mai departe ca tehnologie de viitor.